Vom reîntregi salariile cu 15% și vom restitui pensionarii banii care au fost opriți în mod abuziv prin contribuția de sănătate care a fost calculată la întreaga pensie. În clipa în care vom avea toate datele, o să spunem dacă sunt resurse fără să mărim deficitul bugetar sau dacă vom tăia alte cheltuieli așa, în așa fel încât deficitul bugetar să nu fie mărit. O să spunem acest lucru când vom avea toate datele în față și când se va încheia și un audit pe care dorim să-l facem neapărat. Termenele. Cum, când, în tranșe egale, în două tranșe, în trei tranșe, asta se va stabili de următorul guvern, dacă va fi validat de Parlament.